Chiara, scusa del guardo, mi ha una cam creativa. Scrivo mai meglio di questa volta. Io poi cerco ceva, così ti prego con me, dopo ce io vedevo anche la scuola, perché cosa è stato detto che è importante senza legge. Se pare che i leader comunisti in Romania, io non mai ci accesco di cosa, c'è politica sancita molto mai più breve. Și Gheorghe Dej a creat asta și chiar se bază pe asta foarte tare. Dar ei au avut cam două seturi exclusiv rece prop de norme și ca oare. Unul pentru politică externă, unul pentru politică internă. Și de unde și de ce asta? Din cauza, pe plan politică externă, n-am fost nimic comunist cu politică externă românească. De fapt, ei au preluat exact ce a fost făcut în perioada interbelică. De fapt, ceva care a fost făcut chiar înainte, în perioada boierenii, înainte de bourgeoisie. De ca o singură șansă pentru o țară care nu este mare și care are țări mari din zonă și chiar ostil, pentru orice fel de sprijin internațional, a fost drept internațional clasic liberal. Egalitate, suveranitate, toate aceste principii care pot repeta cu ad nauseam, așa, aproape fiecare zi, dar a fost repetat din nevoie, din cauza punctele aceasta a fost nocive pentru toate interesele sovietici, pentru expansiune, în special pentru control. De exemplu, din acest punct de vedere, să mut de la asta la problema politică internă. Aici, problema, în special sub Ceaușescu, mi se pare că a fost niște deschidere după Stalin cu Gheorghe Dej. Este dificil din cauza problema politică internă în România n-a fost cea mai mare preocupație mea în cartea aceasta. A fost despre acest stare de relație reală înăuntru Bacă Vașovia. Dar se pare că cu pe linie internă, cel puțin Ceaușescu a avut o înțelegere de comunism foarte primitiv, în care nu poate să împărți putere din afară de dictatură de proletariat și nu poate să aibă altă de proprietate din afară de partid stat. Asta înseamnă un blocaj perfect, total, pentru orice fel de liberalizare sau reformă. Și cel mai bun, acest dicotomie, acest chiar schizofrenie dintr-un punct de vedere, a fost subliniat în perioada de Revoluție din decembrie 1989 de Simon Pérez. Exact pe 24 decembrie, chiar înainte a fost anunțat că Ceaușescu a fost împușcat. El a ieșit din toate ziarele internaționale, singurul om din lume, din timpul acesta Ceaușescu a fost asimilat la Dracul, la diavol, la fiecare, la Hitler, la toate. El a spus că Israel nu poate să condamna pe Ceaușescu din cauza, din afară de orice fel de tirat, el a fost în politică externă. Pe plan internațional, el a fost un om de pace. Și aici, el a fost un om de pace nu din cauza el a fost un comunist strălucit, el a fost un om de pace din cauza el a preluat și a mers în continuare cu o politică care a fost român. A fost o politică românească, a fost creată în România înainte de comunism, în perioada feudală chiar, și a murit toate linii prin și n-a fost schimbat. Și aici chestie foarte interesantă pentru mine este că unul dintre cele mai mari surse de legitimație, de justificare, de popularitate și așa și-a Gheorghe Dej, n-a fost legat nimic cu comunism, a fost legat cu acest politică externă, liberală, care a avut niște țintele și niște abordări care a fost foarte folositor în această luptă cu Iusovietica sub control. Unul dintre ei, de fapt, care a fost subliniat foarte devreme, în special în acest, în ghilimele, declarație de independență din aprilie 1964, a stabilit acolo că singură abordare pentru rezolvare problemele și tensiunile între state a fost negocierile direct. Și asta trebuie să fie făcut și cu capitaliști. Și aici a fost o mare problemă cu sovietici și cu chinezii, de fapt, în timpul aceasta. Dar, între timp, România a convenit pe China să adapteze aceiași lucruri. Și astăzi, peste toată lumea, cu o politică fără ideologie din afară de țară. Dar nu.
fapt, dar este o mare tăcere să fie aici. Am fost aici 6-8 ore în anii 91-92, când am mers pe o bursă din București, de fapt din Statele Unite, dar am fost bazat în București. Și în timpul acesta n-am fost lecturile între Academie de Știință Română și astăzi din Moldov, din cauza a fost tăiat destul de clar în 78. De fapt, a fost tăiat între 59 și anii 70, mijlocul exact pe perioada despre care noi am auzit astăzi. Exact, și problema a fost că românii din zona aceasta n-au renunțat pe identitatea lor. Și pentru Moscova a fost o mare problemă, din cauza fiecare dată când România a avut o tendință pentru consolidare, cum se spune, un fel de reputație internațională, a devenit o sursă de distracții chiar mai mult. Și România aici a început să presă și să ridic pentru niște drepturi normale, asta folosire de alfabet și toate aceasta. Aici a fost o problemă majoră pentru România, din cauza până 58-59 n-a fost, mi se pare că n-a fost gândit în București despre ce este implicația politică lor în București. Imediat după război a fost tăiat legăturile cu Moldova aproape total și a fost înlesnit din nou numai din cauza poziției României în 56, în timpul și imediat după revolt din Ungaria, în care România a furnizat câteva sute de lucrători pe plan partid să ajută cu reconstruirea partidului în Ungaria. Din cauza acest rol, și șeful din Ungaria a fost obligat de Moscova să meargă în Bucarest și să spun că Ungaria nu are nici o irdentă din România asupra Transilvaniei. Primul și ultimul dată când un lider maghiar a spus asta. Și România, în perioada aceasta, dintre 56 și 58, a avut această posibilitate să facă legăturile în Moldova și a fost niște legăturile foarte interesante. A fost și pe plan de istorie, de arheologie, de arheologie. Și aici a fost o mare prietenie care a fost creat chiar care și unul și celălalt a testat. Emilia după retragerile trupele sovietice în 58, au fost probleme. În special din cauza că România a vrut să scoată și, nu numai trupele, dar și toate sfertnici pe plan informațional și pe plan militar. Și unul dintre pedepsele cel mai tare, cel mai brutal, a fost acest taiere din nou în relațiile între România și Moldova, dar am mers mai departe. Din cauza oamenii care au fost implicată de această relație până atunci, pe plan, pe linii de istorie, arheologie, etnologie, etc. Ei au fost pedepsiți. Și dacă ei ar continua să insisteze asupra acest legăturile, chiar nici dintre ei a pierdut viața. După perioada aceasta, România a devenit foarte precaut cu orice abordare problemă cu Basarabia. Din cauza, ei pot să spun orice în București, fără să aibă reacția aceasta media. Dar ce se întâmplă aici, în Moldova, a fost altceva. Din cauza aceasta, în 63, e abordat chestia aceasta, de fapt, este descris de documente ministrul de legație americană atunci. E abordat problema pastoralie nu prin cuvântul lor, dar prin Marx, publicând cartea pe postul aceasta în care Marx vorbește despre faptul, de fapt, este o critică din secolul trecut în care el a vorbit despre această hoție făcută despre teritoriul. Din cauza zona aceasta a fost și ei a fost români. Problema aceasta a fost chiar mai puternic din acest război de dezinformare din cauza sovietici au avut o linie în care orice ridicare de probleme pe scarabie în orice fel, chiar cel mai moale, a fost imediat interpretat ca fiind o cerere pentru teritoriu. Că dacă România a vorbit despre Basarabia, a fost din cauza niște dorințe de expansiune, un imperialism, dacă așa. Interesant, la aceeași timp, când ungurii, când maghiarii au ridicat problemele de Transilvania, a fost interpretat ca fiind numai grijă pentru dreptul român. Ceva foarte interesant a fost că România a fost țara care a mers public.
și ungare, maghiare, n-am spus nimic despre asta, din cauza că ei au spus toată plinie deja. Dar asta a fost așa de puternic în care, până la mijlocul anii 60, documentele din Informație Centrală în Statele Unite a avut de aceeași paragraf, o frază care a vorbit despre faptul că este problemă cu etnie maghiară în România din cauza acest abuz de dreptul român și problemă cu iusovietică este din cauza României cer teritoriul din Basarabia, din fost Basarabia. Și aici, pentru România, tot timpul a fost foarte delicat și în 1970, șase, într-o discuție cu președintele Gerald Ford, România a clarificat foarte încă o dată că ei recunosc tratatul de pace din 1947. Ei recunosc toate principii din Helsinki. Ei recunosc că Republica Moldova este parte din sovietică, dar ei nu pot să sprijine ideea că ocupația țaristă este liberalizare. Ei nu pot să sprijin ideea că ei nu sunt noi. Că, de fapt, în special când cea mai mare parte din Moldova este încă în România. Și aici a fost o linie foarte dificilă, din cauza e foarte intuitiv. Chiar cuvintele ca pământ românesc are două traisuri. Poate să fie că românii sunt aici și acolo, sau poate să fie că asta este pământul meu. Și aici a fost ceva care v-a trecut foarte bine din Moscova. Am scris cartea aceasta pentru audiență americană, în primul rând. Chestia a fost, s-au început în 2002, când am lucrat pe o carte despre reformă de servicii de informație în România post-comunist. Și după o perioadă a devenit foarte clar că pentru audiență americană a fost foarte dificil să știu, să înțelege de ce acest dinamic care a fost peste tot din zona post-comunist, a lucrat în România aproape invers. Și din cauza aceasta a fost necesar să merg la o perioadă anterior, mai devreme, să arată despre ce a fost setul de relații care creează astfel de cidățenie. Și am ajuns la cartea aceasta, care a fost, de fapt, un capitol de introducere. Și acum, de fapt, am ajuns cam la pagina 1600, când am decis că a fost necesar să taie două și să începe cu publicare. Din cauza povestei aceasta, pentru mine a fost așa de fantastic, pe foarte multe planuri. Noi am auzit astăzi de la alții despre Cristo dintre ei. Eu voi vorbesc despre puțin despre altceva. În reacție cu acest încercare să subordoneze România și nu numai de detalii, dar în special, în primul rând, să subordoneze România pe toate planurile politic, în special în zona de politică externă și securitate, care a fost de interes principiu pentru Moscova. România a luat o abordare care a fost nu numai folositor, dar a fost chiar constructiv pe plan internațional. Ceva care mi-a impresionat foarte mult, de exemplu, subordonare a fost mult mai ușor să se împlini dacă lumea a fost foarte periculos. Dacă poate să spun că, de fapt, ei vor atacă în 5 secunde și e nevoie pentru că o să aliniez în spatele mine și mergem în continuare. Și să spun că dacă noi nu facem o armată mai tare, dacă noi nu plătim mai mult, sau dacă noi nu achiziționăm mai multe arme nucleare, atunci noi vom fi pierdut total. Românii tot timpul a venit și a spus că, de fapt, lumea nu e mai periculos. De fapt, ei n-au plătit așa de mult din cauza inflației, devaluare și, de fapt, noi plătim mai mult. Și mai mult decât asta, ei nu sunt de bine pentru tensiune internațională. Noi împărțim acest bine și ei și noi, și Pactul Varsoviei și NATO. Și asta a fost, de fapt, bază de justificare că pentru această politică în care fiecare întâlnire de Pactul Varsoviei de la... De la 65-66 până la 89, România a spus că Pactul Varsoviei trebuie să...
și de arme și în retragere de trupă unilateral. Din cauza dacă noi împărțim responsabilitatea pentru situația internațională, fiecare dintre noi au posibilitatea să afecteze situația internațională cu o mișcare unilaterală. Și aici a fost un conflict care a fost foarte, foarte dur. Aici a fost conflict, așa zis, naționalist la România. Aici a fost un conflict care, de fapt, România cum se spune, a făcut un fel de schiță care va fi folosit mai târziu, dar de o minte mai luminată la Moscova. Când Gorbachev a venit la putere, el a luat ca politică externă ce exact punctele care